găsit în copilărie, de am primit oara. Ce faci să te ajung cu coma la brad? Ramotez încă o dată, am o dată de dragă foc. Considerând aceasta, da, o, alo! Alo! Stimați concetățeni, ne vom retrage acum pentru a constitui Consiliul Frontului Salvării Naționale. Imediat intră în unitate în cazări, nu se trage absolut niciun copil. Cum a fost văzut la nivelul parchetului militar, dumneavoastră personal, colegi noastră, aceste discuții din câmpul istoriografic sau din spațiul public, care practic după 2018 devin ce mai existente, mm-hmm. și mă refer la cele aflate de Mădălin Hodor și Andrei Ursu, vis-a-vis de faptul că a existat o rețea S a securității și nu neapărat o rețea IR, cum am afirmat și eu cândva în studiile mele. La Mister de Revoluție Române, când ați folosit această afirmație, aș vrea să pun o întrebare. Cum a fost văzut la nivelul parchetului militar, dumneavoastră personal, colegi noastră, aceste discuții din câmpul istoriografic sau din spațiul public, care practic după 2018 devin ce mai existente, mm-hmm. și mă refer la cele afirmate de Mădălin Hodor și Andrei Ursu, vis-a-vis de faptul că a existat o rețea S a securității și nu neapărat o rețea IR, cum am afirmat și eu cândva în studiile mele, lucruri care continuă până la ultima apariție a cărții lui Andrei Ursu, Căderea unui dictator. Și toate lucrurile acestea ori bulversează spațiul istoriografic, ori sunt adevărate, ori sunt neadevărate. Care este poziția dumneavoastră? O să vă spun foarte tranșant. În decembrie 2018, a apărut acel studiu, cine a tras în noi... Scris de Mădălin Hodor și Andrei Ursu. Exact. Auzind că apare acest studiu, am fost foarte interesat să-l citesc, pentru că am gândit că aduce lumina asupra misterelor Revoluției, asupra întrebării cine a tras după 22. Spre stupoarea mea am primit, întâmplarea a făcut ca exact în acele zile, mi se pare în 18 decembrie 2018, să-i înmânez, conform procedurii lui Ion Iliescu, actul numit Ordonanța de Punere în Mișcare a Acțiunii Penale. Este un pas procedural obligatoriu, trebuie ca persoana cercetată să ajungă în posesia acelui act. Am fost, l-am înmânat și atunci, înainte ca acel studiu făcut de Mădălin Hodor și Andrei Ursu să apară public, l-am primit de la avocatul lui Ion Iliescu. Ce vă spun acum, mă credeți sau nu mă credeți, așa s-a întâmplat. L-am citit, am fost surprins să văd că avocatul Ion Iliescu a primit cu prioritate acel material. L-am citit, apoi am citit și materialul apărut public. Iar concluzia după ce am citit acel material este că dacă n-ar fi total neadevărat, ar fi util. Pentru că, s-au spus acolo, aș putea în cadrul unei emisiuni, aici la dumneavoastră sau oriunde, într-o discuție cu oricine, să demontez pe bază de argumente și pe bază de logică fiecare afirmație din acel studiu. Studiu care a stat la baza unor cărți scrise ulterior. Mi se pare că sunt două cărți. Da, una care a apărut în 2022, în regulă, una a apărut în 2009. Vă pot lua pagină cu pagină și demonstra că tot ceea ce s-a scris în acest studiu nu corespunde adevărului. Dacă vreți, acum pot să intru în câteva detalii. Adică, acum mai facem un exemplu. Doar ca exemplu, exemple cât se poate de edificatoare, relevante pentru întregul studiu și pentru conținutul celor cărților care au urmat. De exemplu, se spune că Iulian Vlad a recunoscut că securiștii au fost cei care au tras, cei de la anumite structuri, mai mult sau mai puțin cunoscute. Exact. Celebrul document. Am luat declarația lui Iulian Vlad din 4 ianuarie sau 6 ianuarie, mi se pare, 90, în stare de detenție, unde spune și ei de așa, domnule, cine au tras? Am făcut o analiză, spune și acolo am tras concluzia că trăgătorii din decembrie puteau fi, stop cadru, puteau fi deja din punct de vedere juridic, aduce în derizoriu discuția, pentru că n-a spus au fost, puteau fi, adică este o teorie și începe. Lucrătorii Direcția 5, cei de la USLA, cei de la trupele de securitate, cei de la MEI, cei de la așa, așa, și acolo se termină pagina. Dar ei în carte prezintă, în studiu, prezintă doar prima pagină. Uită să spune că există și a doua pagină, unde el continuă cu adică o misiune interesată. Unde spune, puteau fi și cei de la MAPN și cei de la Gărzile Patriotice și toți civilii înarmați care au avut, care au umblat pe străzile din București și marile orașe și mai departe. Cu alte cuvinte,
o platitudine totală, în sensul în care și eu, dacă acum aș vedea un decedat împușcat pe stradă, aș putea spune fără să clipesc, domnule, știu cine l-a omorât. L-a omorât oricine avea armă în București la data de. Asta nu are nicio valoare. Sau s-a mers pe situație, o situație Pongraț, așa zisă, de la Reșița. La Reșița, la unitatea de rachete, au murit 5 militari în unitatea respectivă, în mod oficial împușcați de către niște misterioși trăgători teroriști care pe dealurile de vis-a-vis de unitate au deschis focul cu armă, cu lunetă speciale, cu vedere pe timp de noapte și mai departe. În Cartea Albă a Ministerului Apărării asta este situația. În curtea unității și acum unitatea s-a desființat, dar este un monument pentru eroi care au căzut în luptele cu securiștii. Ei, totul bine și frumos, doar că prin 1996 la poarta parchetului militar Timișoara au venit niște militari să facă niște denunțuri. Procurorii de atunci, eu nu mă aflam, nu eram procuror militar la vremea respectivă, au fost surprinși să constate că denunțurile priveau exact situația în urma care au murit cei 5 colegi de ei lor. Și ei spuneau, domnule, s-a restructurat unitatea, pe noi ne-au dat afară și pe adevărații ucigași ai colegilor noștri i-au păstrat în funcții. Ce ucigași, ce colegi, ce situație. Și au început să povestească cum s-a întâmplat în realitate. Pe bază de psihoză au deschis focul între ei în incinta unității și au omorât colegii, după care realizând ce s-a întâmplat, i-au plasat, cadavrele au fost luate și puse pe gardurile unității orientate spre exterior, ca și când s-ar fi aflat în paza unității. Despre această situație au fost informate forurile superioare, pe linie ierarhică s-a anunțat până la București. Toți au zis, domnule, spunem că au murit în luptele cu securiștii teroriști nenorociți care au tras de peste gard. S-a mușamalizat, au monument, au tot ce înseamnă, doar că în urma denunțurilor acelor persoane s-au deschis adevărate dosare penale undeva în 97 și au fost condamnați la câte 15 de ani de închisoare cu executare, soluții definitive, adevărații ucigași ai celor 5, nici vorbă de securiști teroriști. Pot multiplica aceste exemple de nenumărate ori, astfel încât fiecare mort de după 22 decembrie are o explicație în foc fratricid sau în diverse erori. Nu este niciun mort care în mod misterios să fi fost omorât de o entitate necunoscută. Securist, teroristă sau luați-o cum vreți dumneavoastră, străin sau arab sau așa. Ei, lui Andrei Ursu această situație a fost prezentată. Fostul șef al secției parchetelor militare, generalul Coseanu, l-a chemat în birou, în biroul șefului secției, undeva în 2019, că a fost după. I s-au prezentat aceste situații. Andrei Ursu a recunoscut ceva ce nu putea fi tăgăduit, adică a înțeles situația ei, dar din momentul în care a ieșit pe ușile parchetului și a continuat teoria conform căreia el știe și așa. Și sunt foarte multe situații, adică listele lui Ambrozie, sunt niște aberații, cazul Molan, acum n-am venit pregătit pentru aceasta, dar putem face o emisiune dedicată acestei situații pe care, de care nu mă tem, pentru că argumentele adevărului și logicii sunt de partea mea. N-am nicio îndoială și voi susține asta cu foarte multă dezinvoltură și convingere, oricând, oriunde, în fața oricui. Ultima carte a domnului Andrei Ursu, Căderea unui dictator, ați văzut-o cumva? N-am citit-o toată, dar mi s-a făcut un rezumat și știu linia cărții. Și diferă față de cele spuse în 2018 și mai apoi după 2018? Adică în sensul că și-a schimbat după dialogul cu dumneavoastră, a schimbat discursul, a rămas pe același discurs? Nu, a rămas pe aceeași linie în care nu admite că nu au existat securiști teroriști ca idee principală. Merge pe ideea că securitatea a fost în spatele tragediei care a survenit începând cu seara zilei de 22 decembrie. Și dumneavoastră cum o priviți, ca simplu cetățean acum sau ca pasionat de istoria Revoluției, nu neapărat ca procuror? Cum priviți această încrâncinare pe o teorie care nu se fundamentează decât pe a fi putut să fie? Eu nu pot spune ce este în capul autorului sau autorilor, pentru că nu-i cunosc atât de bine și oricum nimeni nu poate ști exact cum gândește vreo persoană. Pot doar să speculez, n-aș vrea să o fac acum, pentru că s-ar putea să greșesc. Cert este că cele scrise în acele cărți nu corespund adevărului. Și pot fi contraargumentate și pe bază de logică, dar mai ales pe bază de probe. Iar eu cunosc acele probe, pentru că am lucrat timp de 3 ani cu foarte multă pasiune și
m-am dedicat acestui dosar și nu mi-e frică să spun, nu au existat teroriști în decembrie 89.